Voi citi un singur verset și dorim ca Dumnezeu să lase ungere sfântă, să-și întindă mâna peste noi, să ne taie urechea împrejur și inima, să auzim și să primim cuvântul lui Dumnezeu și mai mult de atât, El să rămână în inimile noastre. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 4. Versetul 4, da. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Amin. Ocupăm locurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu care și în această dimineață, prin îndurarea Lui, ne-a ridicat din așternuturi. Ne-a dat lumină, ne-a dat putere, ne-a dat tărie. Și dacă stăm în picioare, nu suntem mai buni ca cei ce nu sunt aici, sau ca cei ce sunt pe un pat de suferință, noi stăm în picioare prin îndurarea Celui ce are putere, Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului! Noi vrem să-L propovăduim pe El. Noi vrem ca El să fie înălțat mai presus de orice nume, căci în El avem și un nume. Cuvântul lui Dumnezeu arată despre un bogat, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că era un oarecare, deci un bogat oarecare și nu-i dă numele. Și la poarta lui stătea Lazar, un om sărac, un om bolnav, un om plin de bube, dar pentru că era iubit de Dumnezeu și el îl slujea pe Dumnezeu, Lazar avea un nume, săracul avea un nume. Bogatul acela nu arată Scriptura că îi se spune că ar fi avut un nume. Noi am primit un nume. În numele lui Iisus Hristos ne-a dat dreptul să fim numiți copii al lui Dumnezeu. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Se cânta o cântare atât de minunată. Ce sunt eu? Ce suntem noi? Cine suntem noi? Domnul Iisus la un moment dat pune o întrebare ucenicilor. Ce spun oamenii despre mine? Cine spun oamenii că sunt eu? Și vin răspunsurile și unul spune într-un fel, altul spune în alt fel, că ai fi un proroc, că ai fi Ioan, că ai fi Ilie. Și Petru, luminat de Duhul lui Dumnezeu, spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, îi spune, ferice de tine, căci nu carnea și sângele, ci Tatăl meu care este în ceruri, ți-a descoperit lucrul acesta. Domnul să ni se descopere în adevăr. Se mărturisea și mărturisea fratele despre necazurile și despre strâmtorările fraților noștri sau ale oamenilor din Republica Moldova. Am fost și eu prin Harul lui Dumnezeu de câteva ori în slujire acolo. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune ceva, zice, pe săracii veți avea întotdeauna cu voi. Dar tot cuvântul lui Dumnezeu vine și ne dă o nădejde pe care nimeni nu ți-o poate lua. Și ne îndeamnă să căutăm mai întâi împărăția și neprihănirea, că celelalte lucruri ne vor fi date. Cuvântul lui Dumnezeu prin înaintașii noștri, oameni care au trăit prin credință, vine și ne spune într-un mod atât de minunat. Am fost tânăr și am îmbătrânit. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui, cerșindu-și pâinea. Să știți că copiii Domnului nu cerșesc. Eu am un Dumnezeu care are cerurile și pământul, care are toată puterea. Eu am un Dumnezeu care spune un cuvânt și ceea ce spune ia ființă. Eu când sunt în strâmtorare, nu mă duc să bat la ușa omului, ci mă duc și îmi plec genunchi în odăița mea și îl chem pe cel ce are putere să-și întindă mâna. Și Domnul pune cerurile în mișcare și cercetează oamenii și trimite corbii și își proslăvește numele. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe mine Domnul m-a întors de la o țară binecuvântată și mi-a vorbit, du-te, întoarce-te și du-te în România. Și mi-a fost greu. La un salariu de 2500 de euro în Austria, soția mea 1000 și ceva de euro. Stăteam, locuiam, peste drum era fabrica unde lucram. Fraților, o binecuvântare mai mare nu se putea da.
Și Domnul îmi vorbește, este vremea să strângi și să te întorci din locul în care ai plecat. Și am zis, Doamne, Tu m-ai adus aici, m-ai ținut o vreme. Acum, când ai început să mă binecuvintezi, îmi spui să plec. Și m-am întristat în inima mea. Și Domnul mi-a dovedit și mi-a arătat că El rămâne credincios și că inima mea nu este predată întru totul Domnului. Și pentru că n-am ascultat, fraților, ascultarea este cea mai mare jertfă. Nu este jertfă mai mare ca ascultarea, dar neascultarea se pedepsește. Mâna Domnului a început să apese peste mine și 6 săptămâni am stat numai prin spitale. O piatră nu știu de unde, de un centimetru și 1,1 avea. A plecat și s-a blocat pe uretră. Nici nu mă puteau opera pentru că era o infecție foarte mare, mereu în sânge, nici nu puteau să o spargă, au încercat de 2 ori și eram numai cu sânge, numai cu dureri și o catetă la 2 săptămâni mi-o schimba de 24 de centimetri băgată până în rinic să nu se facă blocaj renal. Știți când s-a pornit, adică când s-a ridicat, când s-a curățit sângele de infecție? În momentul când m-am prăbușit și am zis, Tu ești Dumnezeu, eu sunt un pumn de țărână, m-am împotrivit planului Tău, mă recunosc, sunt vinovat, mă fac vinovat și merit soarta în care Tu m-ai îngăduit. Atunci când m-am prăbușit, am spus, voi face voia Ta și mă voi duce unde ai hotărât Tu. De la o zi la alta eram în spital. A venit medicul și a spus că îmi lua în fiecare dimineață sânge. Zice, curios, nu mai ai infecție deloc. După amiază vei intra în operație. Și a fost o operație de jumătate de oră. Mi-a ridicat Domnul durerea, mi-a revenit vlaga și dorința de a sluji Domnului. Dar necazul s-a ținut așa. Zice că un val cheamă un alt val. Eu am fost operat vineri, sâmbătă am fost externat, soția mea era în România și duminică dimineața, în jurul orei 5, soacra mea a plecat la Domnul. Operat doar 2 zile, am plecat la drum și mi-a fost tare greu. Și am înțeles de ce trebuia să ne întoarcem. Soacra mea a crescut un nepot care n-avea pe nimeni. Și Domnul ni l-a încredințat nouă să rămână la noi, să ne ocupăm de el, să-l îmbrăcăm, să-l trimitem la școală. Dumnezeu nu-i pasă de planurile tale, de gândurile tale, de planurile tale mărețe, să strâng, să agonisesc, să-ți faci, că asta era planul meu, să strâng, să-mi fac și eu un loc care să fie al meu. Și eu locuiesc în chirie și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru că El este Cel ce ne dă pâinea în fiecare zi. Și am văzut mâna lui Dumnezeu că Dumnezeu spune, eu, tu și fiecare dintre noi trebuie să slujim lui Dumnezeu. I-am binecuvântat numele și Dumnezeu mi-a purtat de grijă. În toate locurile în care am umblat, numele Domnului a fost proslăvit și eu n-am cuvinte decât să-i mulțumesc. Și aceste cuvinte nu sunt îndestulătoare și atât de bogate în a mări slava și numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Neascultarea. Ușa mea era deschisă pentru frații care veneau la rugăciune. Și m-am ferit mai mult ca toți dumneavoastră, dintre dumneavoastră, de boala asta. Când a început pandemia, am luat o hotărâre, dar nu venită de la Dumnezeu, ci venită din firea mea. Domnul spune, eu nu v-am dat un duc de frică, ci v-am dat un duc de înviere care vă face să strigați Ava, adică Tată. Iar peste mine a venit un duc de frică și am zis, gata, voi închide ușa, frații n-au să mai vină la mine, nu-i mai primesc la rugăciune, n-am să mă mai duc în slujire pentru că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și noi trebuie să ne ferim. Mă hrăneam toată ziua cu fel și fel de informații despre boala asta, despre cât de rea este, despre cât de mortală, de periculoasă. După o lună jumate de stat în casă, am comandat de pe internet cele mai performante măști, am dat o grămadă de bani, dezinfectante, am făcut instrucții în casă cu soția mea, cu nepotul meu, vă spălați pe mâini, cum trecea o oră, două, chiar dacă nu erau niciunde plecați, îi trimiteam, te-ai spălat pe mâini, nu, du-te, spală-te, dezinfectează-te. Am pus-o, a dezinfectat clanțele la ușă, mânerele la ferestre, de-au ruginit fraților. Venea de la cumpărături și o puneam să dezinfecteze toate cumpărăturile care le-a luat. Și într-o zi, după vreo lună jumate de stat în casă, așa, sun pe un frate și zic, băi frate, hai să mergem la pescuit. Aveam un prieten al meu care are un lac, o cabană acolo retras în pădure. Zic, acolo nu vine nimeni, stă numai noi doi.
și el în același sentiment, un alt om care s-a ferit de virusul ăsta. Și ne-am dus la pescuit. Și la pescuit a venit un frate, a dat mâna cu mine, m-a luat în brațe și când am plecat cu virusul, fraților. După 3 zile m-a luat temperatura, dureri, rău și mai rău și creștea temperatura și nu puteam să mănânc și mi-era rău. Și am început să mărturisesc păcatul și vina păcatului înaintea lui Dumnezeu. Și am spus, îmi merit soarta, fă ce vrei cu mine, n-am să mă duc la oameni. Și am stat acasă, fraților. Am zis, îmi merit soarta, dacă tu vrei să mă nimicești, ai tot dreptul și ai toată dreptatea de partea ta, nimicește-mă. Am fost un nemernic. Și curios, boala pe mine m-a frământat. Soția mea, doar că n-a avut miros, n-a avut nicio durere, a mâncat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nepotul meu, absolut nimic. Și pe mine m-a lovit. Au venit frați, a venit cumnatul meu din Olanda, am vizită la noi în casă. Nu s-au îmbolnăvit, doar pe mine. Pentru că eu am fost cel ce n-am ascultat de cuvântul Domnului. Fraților, unde te vei putea duce departe de privirile Domnului? Unde te vei putea ascunde? Cine te poate păzi mai bine ca El? Iisus Hristos este Domnul, Cel ce ne păzește. Noi suntem ai Lui, suntem în mâna Lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu te poate păzi. Dacă Domnul spune să rămâi în picioare, rămâi în picioare. Și soția mea este martoră. Mama, ușă în ușă cu noi, este o vecină care eram copil mic când ne-am mutat acolo. Și o cunosc, am cunoscut-o. Și într-o zi s-a îmbolnăvit. Mama are 76 de ani. De 40 de ani slujește Domnului. De 46 de ani slujește Domnului. Și femeia aceasta a sunat-o și a zis, nu vii pe la mine să mă ajuți, să-mi faci ceva de mâncare, că nu mă pot ridica din pat. Femeia asta mult mai tânără ca mama. Și s-a dus mama 2 zile la ea. A îngrijit-o, i-a făcut ceai, i-a făcut mâncare, i-a făcut curățenie, femeia rău. Și din rău în mai rău, și din rău în mai rău. Au venit cu uscri, a venit familia acestei femei, toți cu mască, cu mănuși. Mama s-a dus așa cum a învățat să se ducă să facă un bine. Nu s-a protejat, nu s-a pus nici mască. Femeia aceasta după 3 zile a fost dusă la spital, intubată și apoi a murit. Toți cei ce au intrat în contact cu femeia aceasta s-au îmbolnăvit și mama n-a avut nimic. Fraților, cine ne păzește? Noi suntem ai Lui, viața este în mâna Lui Hristos. Unde ne vom putea ascunde de fața Lui? Unde ne vom putea duce departe de privirile Lui? Psalmul 139 spune atât de minunat, pe când erai un plot fără chip, ochii mei te vedeau și toate zilele care ți erau rânduite au fost scrise în cartea vieții, fără să fi fost vreuna dintre ele. Fraților, nu te omoară nici cancerul, nu te omoară nici virusul, nu te omoară nimic. Atunci când ți se termină zilele care ți-au fost rânduite, vei pleca. Asta este atitudinea unui creștin, a unui copil al lui Dumnezeu, a unui om care se teme de Domnul și așa ar trebui să fim noi. Ne protejăm, ne ferim, intrăm în carantină. Dacă am fi puși în carantină pentru păcat, ce-ați spune? Dacă ne-am ferit de păcate fără de lege, de întinăciuni, cum ne ferim de virusul acesta, am fi niște sfinți și în mijlocul nostru Dumnezeu ar ruca cu putere, cu semne și cu minuni. Ne ferim de virusul ăsta, dar nu ne ferim să clevetim despre frații noștri. Nu ne ferim să judecăm pe cei ce sunt mai slabi ca noi. Nu ne ferim să bârfim, să defăimăm oamenii. Ne ferim de virusul acesta și nu ne ferim să păcătuim. Care este atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu? Biserica din ziua de astăzi și-a pierdut valoarea pe care am avut-o și am primit-o prin harul și prin îndurarea Domnului. Cuvântul Domnului spune, pe care l-am citit, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Este o fericire, înțeleg, este o fericire să plângi înaintea lui Dumnezeu. În biserica de astăzi se râde și nu se mai plânge. În biserica de astăzi predicatorii și prorocii caută să prorocească, să predice după plăcerile, după inima omului. Să vorbim de bine, să înălțăm. Să ridicăm și să nu vorbim nimic despre sfințenie, despre pocăință, despre supunere, despre ascultare, despre lăpădarea firii, despre toate lucrurile acestea și vorbim doar despre binecuvântările acestea pământești. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ce strângem, fraților, și agonisim? Spune că focul, cerul și pământul va trece și va arde cu trosnete mari. Pentru ce strângem? Ce agonisim?
Cum stăm înaintea lui Dumnezeu? Cum ne raportăm la îndurarea și la harul care a fost arătat? Și trecem nepăsător pe lângă un har atât de mare. Va veni o zi în care vom da socoteală pentru faptele noastre. Cuvântul Domnului spune, ferice de cei ce plâng. În Geneza, în capitolul 27, dacă se poate afișa, cu versetul 38. Esau a zis tatălui său, n-ai decât această singură binecuvântare, tată. Binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Arată Scriptura despre oameni care plâng, dar nu plâng pentru ceea ce este benefic și nu plâng plăcut înaintea Domnului. Lacrimile care sunt dintr-o inimă sinceră și care vin pentru pocăință, pentru căință, pentru recunoaștere, sunt lacrimi primite. Dar uitați, lacrimile lui Esau au rămas fără răspuns pentru că n-a mai fost nicio binecuvântare, pentru că el și-a vândut dreptul de întâi născut. Ce facem cu dreptul pe care l-am primit din partea lui Iisus Hristos prin jertfa de la Golgota? Stăm nepăsători față de un har atât de mare. Alergăm la lucrurile noastre și ne vedem de treburile noastre. Venim la biserică doar ca să fim prezenți. Fraților, orice întâlnire cu Iisus Hristos trebuie să fie benefică și să se vadă, să se răsfrângă în viața noastră cotidiană, în trăirea noastră. Dacă te-ai întâlnit astăzi cu Iisus Hristos, în locul acesta vei pleca într-un alt fel. Fraților, Domnul nu vine doar să cerceteze biserica, să se uite peste noi și să plece așa cum a venit. Arată cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos pe unde trecea făcea semne și minuni. Bolnavii erau vindecați, orbi își căpătau vederea, șchiopii se ridicau și mergeau, cei nemântuiți și cei legați erau dezlegați și erau mântuiți. Prezența lui Hristos aduce eliberare, prezența lui Hristos aduce viață, prezența lui Hristos aduce binecuvântare. Căutăm binecuvântarea. Domnul ne spune, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea. Arată cuvântul lui Dumnezeu în arătarea de la Marea Tiberiadei, Domnul Iisus umbla pe malul mării. Ucenicii s-au trudit și au pescuit toată noaptea și scrie cuvântul că n-au prins nimic. Domnul îi întreabă și le cere ceva de mâncare și îi spun că n-au, că s-au trudit și n-au prins nimic. La cuvântul lui Iisus Hristos, ce aruncați mreaja în partea dreaptă, o aruncă și o scot plină de pește. 153 de pești mari, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar era interesant. Toți erau în corabie, ucenicii erau în corabie, cum suntem și noi astăzi, în această dimineață în biserică, înaintea lui Hristos. Domnul vorbește cu ei și doar unul realizează că este Domnul. Domnul vorbește cu noi și noi stăm nepăsători și nu ne dăm seama că Dumnezeu ne vorbește și ne vorbește prin cântare și ne vorbește prin cuvânt și ne vorbește prin descoperire. Doar Ioan, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a spus lui Petru, este Domnul. Nu l-a auzit și Petru, l-a auzit și Iacov, l-au auzit toți care erau în barcă. Doar unul a realizat că este Iisus Hristos Domnul. Dumnezeu să ne dea urechi să înțelegem când Domnul vorbește. Când cineva se ridică în numele Domnului și spune așa vorbește Domnul, Domnul să vorbească, iar noi să pricepem. Și cuvântul acela să-l punem în inimă, căci cuvântul acela nu va rămâne fără rod. Dar Petru face ceva ceea ce ar trebui să facem toți dintre noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru, când a auzit că este Domnul, s-a încins, s-a îmbrăcat, s-a încălțat, s-a aruncat în apă și s-a dus la el. Eu i-aș fi spus, unde te duci, Petre, că binecuvântarea ta este în barcă? Binecuvântarea ta este în Spania, unde te duci? Binecuvântarea ta este la locul de muncă pe care Dumnezeu ți l-a dat și de acolo îți mănânci pâinea. Binecuvântarea între zidurile casei tale sau în casa care ai construit-o. Așa îmi spune noi, acolo este binecuvântarea ta. Dar Petru a realizat că este mai bine să te duci la sursa binecuvântării. Și el s-a dus la cel ce a dat binecuvântarea, n-a rămas în barca aceea plină de pește, s-a dus la cel ce a dat peștele, la cel ce a poruncit bancului aceluia de pește să se ducă în plasele lor. Dumnezeu să ne trezească, să alergăm la cel ce dă binecuvântarea, nu să rămânem la binecuvântarea pe care am primit-o. Domnul își va deschide mâna peste copiii lui în orice vreme. A hrăni poporul lui Israel în pustie, fraților, să nu ne temem.
Domnul nu ne-a dat un duh de frică. Ne-a dat Duhul acela de înviere care ne face să strigăm prin Duhul Sfânt, Ava, adică Tată. Și Duhul și Mireasa strigă Maranata, vino Doamne. Care este atitudinea noastră? Așteptăm noi în adevăr venirea zilei aceleia care Domnul a pregătit-o? Așteptăm noi în adevăr și suntem pregătiți să plecăm de pe pământul acesta? Și Petru mai realizează ceva. Că înaintea Domnului nu te poți duce cum vrei tu, trebuie să fii îmbrăcat. Trebuie să fii echipat. Și Petru s-a îmbrăcat. Venim înaintea Domnului așa cum dorim noi. Și nu vorbesc de îmbrăcămintea asta. Și nu vorbesc de măștile astea. Vorbesc de îmbrăcămintea Duhului. De îmbrăcămintea pe care Domnul ne-a pus-o prin Duhul Sfânt. Vorbesc despre coiful mântuirii. Despre platoșa neprihănirii, despre brâul adevărului, încălțămintea râvnei Evangheliei, despre îmbrăcămintea aceasta vorbesc, despre sabia Duhului, adică cuvântul lui Dumnezeu. Petru s-a îmbrăcat, că nu poți să te duci înaintea Domnului cum vrei tu și cum gândești tu că ai intrare slobodă. Dumnezeu să ne dea putere. Oameni care au fost îmbrăcați de oameni, arată cuvântul lui Dumnezeu când despre David ia hotărârea să se lupte cu Goliat. Saul a luat o hotărâre și a zis, pentru că eu sunt împărat, pentru că eu am o armătură, pentru că eu am o sabie, îl voi îmbrăca pe David în lupta aceasta cu hainele mele. A putut David să meargă cu hainele lui Saul la luptă? N-a putut, pentru că nu erau hainele potrivite. Lăsați să vă îmbrace Duhul Sfânt. Dacă te îmbracă omul, omul te va dezbrăca. Dacă te înalță omul, omul te va întrânti. Ceea ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, așa spune cuvântul Domnului. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Fraților, avem, zice, luați toată armătura, toată armura Duhului. Luați! Eu înțeleg că este pus la dispoziția fiecăruia și cel ce vrea să ia se poate îmbrăca cu neprihănirea lui Hristos. Duhul Sfânt este o făgăduință pentru noi, pentru urmașii noștri, peste toți cei ce vor veni, în orice număr, cât de mare ar fi el. Pentru toți este făgăduința aceasta. Domnul spune, luați, adică stă în atitudinea mea, la alegerea mea, dacă mă îmbrac cu neprihănirea lui Hristos, dacă alerg după neprihănirea lui Hristos, dacă mă îmbrac cu Duhul Sfânt și rămân în mâna lui Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng. Arată cuvântul lui Dumnezeu un alt exemplu în Ezechiel, în capitolul 8, versetul 14. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului dinspre miază noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Tamuz era un idol. Oare Dumnezeu ascultă lacrimile? Poate soția plânge și spune soțului, nu mai dus în Caraibe în concediu și plânge că e supărată. Poate plânge copilul că nu i-ai luat ultimul tip de iPhone. Poate plânge soțul că n-a reușit să-și ia ultima generație de la Mercedes. Sau nu știu ce. Plângem și Domnul nu ne ascultă. Fraților, lacrimile astea sunt în zadar și nu vor primi răspuns niciodată. Dar dacă plânge o mamă pentru fiu sau pentru fiică și strigă, Doamne, îndură-te de ei și desleagă-i de sub povara păcatului. Adu-i în lumină din întuneric. Ce spuneți, Domnul ascultă? Domnul spune, ferice de cei ce plâng și noi râdem în biserici, căutăm să avem notorietate, să fim cunoscuți, fraților, este important să fie cunoscut Iisus Hristos, Domnul. De mine să uitați când plec din locul acesta, dar să nu uitați de El. Nu este important cine sunt eu, nu este important numele meu, important este numele lui Iisus Hristos, Domnul. În numele Lui este mântuire, în numele Lui este vindecare, în numele Lui este eliberare. Și noi pe El trebuie să-L cunoaștem. Dar ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să-I cunoști cuvântul. Evanghelia după Ioan, începând cu capitolul 1, cu versetul 1 în jos. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cum poți spune că-L cunoști pe Iisus Hristos, Domnul, și nu-I cunoști cuvântul? Ne înșelăm. Ne înșelăm. El este cuvântul. Și apoi mai jos spune, și apoi a locuit în trup printre noi de har și de adevăr. Vedeți? Cuvântul a locuit printre noi plin de har și de adevăr. În trup. Este Iisus Hristos Domnul. Este atât de minunat să începi ziua. Știți care este versetul meu care mă întărește?
Domnul îl pune la începutul Scripturii, Geneza, capitolul 1, versetul 1. La început, Dumnezeu. Așa scrie. Și în orice Scriptură, vă uitați, așa scrie. La început, Dumnezeu. Începeți ziua cu Dumnezeu. Începeți alergarea cu Dumnezeu. Du-te la muncă cu Dumnezeu. Du-te la biserică cu Dumnezeu. Noi n-am venit să ne întâlnim cu Domnul aici, noi am venit cu Domnul. Că dacă ai venit doar să te întâlnești cu El aici, să pleci iară cum ai venit, este în zadar venirea ta. Noi am venit cu Domnul și plecăm cu Domnul. Domnul locuiește în mijlocul laudelor, Domnul locuiește în casele noastre, Domnul locuiește în templul acesta Duhului Sfânt, Domnul locuiește în noi și vrem ca plinătatea Domnului să fie peste noi și să ne întărească. Sunt lacrimi care primesc și răspuns. Arată cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, în capitolul 21, începând versetul 16 până la 19. Și s-a dus și așezut în fața lui la o mică depărtare de el ca la o aruncătură de arc, că zicea să nu văd moartea copilului. A așezut dar în fața lui, la o parte a ridicat glasul și a început să plângă. Vedeți lacrimi care impresionează pe Dumnezeu? Și mai mult de atât, îl înduplecă pe Dumnezeu. A venit îngerul Domnului, a întrebat-o de ce plânge Agar, i-a deschis ochii și a zis, uite aici e izvorul, vei bea, vei trăi și nu vei muri. Iar fiul tău, urmașii lui, vor fi o sămânță fără număr. Atât de mare încât nu va putea fi numărată. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care rămâne credincios își împlinește făgăduința. O altă rugăciune însoțită de lacrimi din cartea prorocului Isaia, capitolul 38, începând cu versetul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu despre împăratul Ezechia. Și știm toți întâmplarea. Se întoarce cu fața la perete și strigă: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și cu inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Vedeți încă o dovadă că lacrimile impresionează pe Dumnezeu. N-a plecat bine prorocul și în curtea palatului îl întoarce înapoi și zice: du-te și spune-i că i-am auzit plânsul, i-am văzut lacrimile și îi mai dau încă 15 ani. Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. Dumnezeu să fie întărit. În cartea prorocului Ieremia, în capitolul 9 cu versetul 1, mie îmi place foarte mult cartea aceasta a prorocului Ieremia, prorocul plângerii, prorocul care a suferit foarte mult din pricina numelui lui Dumnezeu și a făcut o lucrare care a rămas scrisă pe paginile Scripturii și pentru noi o învățătură aleasă. Și plângerea prorocului în versetul acesta: o, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Vedeți ce durere avea prorocul? Nu plângea pentru că nu i-a dat Domnul o casă. Nu plângea pentru că Domnul i-a spus că nu va avea nevastă și nu va avea familie niciodată. Nu plângea pentru lucrurile astea, că nu era îmbrăcat la vreo casă de modă. Nu plângea pentru că nu avea un loc stabil, un loc statornic în care se odihnească. Nu! Plângea pentru fiii și fiicele poporului care erau risipiți și pierduți. Vedeți, lacrimi care impresionează pe Domnul. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune: ferice de cei ce plâng, nu de cei ce râd. Pentru că există un loc în care nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi durere, nu va mai fi întristare, nu va mai fi boală, ci va fi doar bucurie în prezența lui Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Fraților, să nu vă fie rușine să plângeți. Lacrima curățește inima, mărturisindu-ți starea înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi pe obraj. Dumnezeu se îndură și se lasă înduplecat. Sunt mame care sunt apăsate din pricina fiilor și a fiicelor și varsă lacrimi. Și varsă lacrimi de amărăciune. Mama mea a plâns pentru mine. Și la 37 de ani Dumnezeu s-a îndurat, s-a oprit în dreptul meu. Dar mama a avut o nădejde și a știut că Dumnezeu ce făgăduiește, El împlinește. Pentru că Domnul i-a făgăduit și a spus: nu se va pierde, mă voi opri în dreptul lui și îl voi cerceta. Și am avut parte de oprirea Domnului, binecuvântat să fie numele Lui, deosebită în dreptul meu. În 2012 eu locuiam în Olanda, am locuit o perioadă foarte îndelungată acolo și mi-am trăit viața, adică viața, n-am trăit, am fost mort în păcatele și în fără de legile mele. Sunt viu de când L-am cunoscut pe Iisus Hristos, Domnul care este izvorul vieții.
Sunt viu de când Domnul mi-a ieșit înainte și m-a mântuit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și sora mea, care locuiește încă acolo, s-a întors la Domnul. Și Dumnezeu a început lucrarea într-un mod miraculos în casa noastră, cu cei care eram în cea mai adâncă groapă, cu cei ce aveam cele mai multe legături pe noi, cu cei ce aveam cele mai multe vicii, cu cei ce aveam cele mai multe probleme, cu noi a început Dumnezeu. Și s-a întors sora mea în cumpăna dintre anii 2010-2011. Atunci a cercetat-o Domnul, Duhul Domnului, și ea a început să plângă, a avut o stare în noaptea aceea, mereu își aducea aminte de viața ei, de toate lucrurile, și îi plângea și plângea și nu mai mulțumea nimica. Și a sunat-o pe mama, s-a de vorbă cu ea, s-au rugat împreună și apoi, după sărbători, sora mea a zis așa: eu am înțeles că am nevoie de Duhul Sfânt, îmi iau bilet să mă duc în România, și o lua bilet de avion din Olanda, dus întors, 2 săptămâni, să vină în România și să fie botezată cu Duhul Sfânt. Și fraților, fiind o cerere potrivită cu Scriptura, fiind o cerere după voia lui Dumnezeu, a ajuns în România, s-a dus la Hunedoara, la biserică, la Golgota, începuse stăruința, lunea, a fost luni, și a doua zi seara, marți seara, Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt, și mai mult de atât, Dumnezeu i-a dat și dar. Pentru că El este credincios. Și a venit femeia împlinită, cu adică cu cererea și cu dorința ei împlinită, din România. În 2012, în 28.9.2012, sora mea, am venit la ea și a insistat să mă duc cu ea la biserică, la Elim, în Belgia, la Bruxelles. Nu stăteam foarte departe, undeva la 100 de kilometri de Bruxelles, în Olanda. Și m-am dus. Ceva mă ținea și nu mai avea voie să intru. I-am spus: intrați voi, eu rămân să fumez o țigară. Am fumat o țigară și m-am frământat încă vreo 10 minute și am intrat până la urmă. A venit un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, un om de ordine, că de aceea este atât de important fiecare să-și facă slujba la care a fost încredințat, care i-a fost încredințată. Este atât de important orice slujbă în casa lui Dumnezeu, pentru că omul ăla, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, m-a luat și m-a dus în față acolo, pe al treilea rând. Și era în timpul rugăciunii. Și am stat și m-am uitat peste adunare. Era undeva la 700-800 de oameni. Și m-am uitat și n-am putut să mă rog. S-a terminat rugăciunea, au fost 2 cântări, s-a dat un îndemn și am intrat din nou în rugăciune. Și ceva m-a dăpădit așa, un sentiment și o cercetare deosebită pe care nu o înțelegeam, și îmi venea să plâng. Și mă feream să nu plâng. Și îmi venea să plâng, și era o frământare în inima mea și o zdrobire. Și îmi simțeam și îmi cunoșteam vinovăția înaintea lui Dumnezeu. Viața pe care o trăiam, că era o viață murdară, o viață duplicitară, o viață care nu aveam nicio împlinire și nicio bucurie, doar deșertăciunea acestei lumi trecătoare în care trăiam eu odinioară. Și atunci am închis ochii și am început să mă rog în inima mea, în gândul meu, așa cum am știut. Și am simțit o mână pe umărul stâng. Am deschis ochii și era un tânăr lângă mine, era un altul cu un microfon și a strigat: Daniele, așa-ți vorbește Domnul. Și m-au năpădit lacrimile, fraților, pentru că avem un Dumnezeu care ne cheamă pe nume. Pentru că avem un Dumnezeu care ne cunoaște și m-a cunoscut. Și a început să-mi vorbească prin tânărul acela, să-mi spună starea mea, cine sunt, ce plan are Dumnezeu și ce plan are vrăjmașul. Și mi-a spus: pun înaintea ta binele și rău, viața și moartea, alege viața ca să trăiești. Și am plecat frământat și zdrobit din locul acela. Dar înainte să plec, am stat de vorbă cu tânărul acela și i-am spus: de unde mă cunoști? Cine ți-a spus? Cine ți-a povestit despre mine? Și a început să zâmbească și a spus: nu eu te cunosc, Dumnezeul meu te cunoaște. Și a început o vreme de frământare, au fost 2 săptămâni în care n-am putut să am odihnă, n-am avut pace, n-am avut liniște. Și după 2 săptămâni m-a sunat din nou sora mea și m-a întrebat: vii la rugăciune? Și m-am dus la o altă rugăciune, luasem hotărâre să-L urmez pe Domnul, luasem o hotărâre să mă sfințesc, să mă curățesc,
Dar am cerut, dacă Tu ești Dumnezeul adevărat, vreau să mai vorbești odată. Dar să-mi vorbești tot așa, să-mi spui pe nume. Și a început rugăciunea în biserică la Charleroi, eram tot în Belgia, și a ieșit cuvânt pentru mine. Și Duhul Sfânt a strigat așa, fiule, era un om care se ruga la o fereastră, tu-i porți numele. Și pe tine te-am luat un vas, dintr-un alt vas din casa veselor. Și cu tine am o lucrare. Și apoi a strigat, Daniele, așa îți vorbește Domnul. Același Dumnezeu care în urmă cu 2 săptămâni m-a chemat din nou pe nume. Același Dumnezeu care mi-a spus taina inimii și frământarea mea. Mama vas de lucru, tata vas de lucru, sora mea vas de lucru. După cum a vorbit Dumnezeu, casa vaselor, pentru că El nu dă greș. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și m-am prăbușit și am zis, da, acesta este Dumnezeul la care vreau să-i slujesc. Nu vreau să vă povestesc legăturile pe care le-am avut. Când am fost și m-am mărturisit și am stăruit pentru Duhul Sfânt, la un moment dat fratele slujitor mi-a spus, cred că ar fi mai simplu și mai înțelept să-mi spui ce n-ai făcut, că văd că ceea ce ai făcut ne va lua mult timp să stăm de vorbă. Nu vă pot spune cât de adânc era groapa din care mâna lui Hristos m-a izbăvit. Nu pot să vă spun cât de grele erau lanțurile care mă înconjuraseră, patimile și legăturile acestui pământ plin de păcat și de fără de lege. Și Dumnezeu, la 2 luni după ce mi-a vorbit prima dată, în 28 a 9 a 2012 mi-a vorbit și în 28 a 11 -a, exact la 2 luni Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și mi-a dat și darul, pentru că El este credincios. Și am văzut că omul când se curățește după cuvântul lui Dumnezeu, care este sfânt și drept, orice vas care se va curăți, va fi vrednic de orice lucrare bună, sfântă, curată și desăvârșită pentru stăpânul ei. Și Domnul nu pune vin nou într-un burduf vechi. De aceea, fraților, este bine să scoatem și să lepădăm de la noi tot ceea ce este întinat, să îmbrăcăm neprihănirea lui Hristos. Și apoi, eu mărturisindu-mi trecutul înaintea fraților, prin tot ceea ce am trecut, ce aia, la un moment dat îmi spun frații mai în vârstă, așa, mai înțelepți unii dintre ei, sau pe care îi consideram eu mai înțelepți, frate Daniel, ar fi timpul să începi să te rogi pentru o soție, pentru că nu eram căsătorit. Și acum, ținând cont de trecutul tău, ar fi bine să te mulțumești cu ceea ce îți va da Domnul. Și dacă vei avea o femeie, poate văduvă sau așa, trecutul tău este un trecut zbuciumat și multe lucruri și până la urmă m-am conformat, să zic așa, și m-am compătimit sigur și zic, bă, merit soarta. Ce să, nu mai am îndrăzneală să cer. Și un alt frate care a auzit discuția a venit la mine și mi-a zis, auzi, tu ești răscumpăratul Domnului, tu ești Fiul lui Iisus Hristos, Domnul. Tu ești o făptură nouă. Cere ce este mai bun din mâna Domnului și Domnul îți va da. Și Dumnezeu mi-a dat o soție binecuvântată care n-a fost căsătorită niciodată, fraților. Crescută în adunare, crescută în biserică, care s-a rugat pentru ajutorul potrivit mulți ani. Și prin neascultarea mea am făcut-o să aștepte, dar binecuvântat să fie Domnul care și-a dus lucrarea la împlinire. De aceea, fraților, vă spun, ferice de cei ce plâng. Acum este vremea să plângi pentru familia ta. Acum este vremea să plângi pentru cei ce sunt căzuți ca Dumnezeu să se îndure și să-i ridice. Arată cuvântul lui Dumnezeu că cineva a mai plâns. Când spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan că Marta și Maria plângeau, cineva mai plângea cu ei. Așa spune cel mai scurt verset din Scriptură, Iisus plângea. Dacă a plâns Domnul nostru Iisus Hristos, oare nu trebuie să plângem și noi, fraților? Să luăm seama bine pentru ce plângem și dacă plângem. În biserica de astăzi se râde, se spun tot felul de bancuri, de glume, de povești închipuitoare, de istorisiri, să impresionăm. Să știți că Duhul Sfânt este Cel ce aduce lacrima pe obraz.
Dacă Duhul lui Dumnezeu te cercetează, vei putea plânge. Dacă n-ai cercetarea și prezența Duhului Sfânt, să știi că nu vei putea să plângi. Pentru că mintea ta va fi ancorată în altă parte și Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea lumină. În Evanghelia după Matei, în capitolul 26 cu versetul 75, și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Petru, omul care și-a pierdut mărturia înaintea lui Hristos și s-a lepădat. Petru, omul la care Domnul Iisus i-a spus, când te vei întoarce la Dumnezeu, spune-le fraților tăi. Petru, care a fost lângă Iisus și a spus: mă voi duce și la moarte cu tine, Doamne. Și a adus aminte de cuvintele Domnului și a plâns cu amar. Dar Dumnezeu, care este îndurător, milostiv, plin de bunătate, s-a îndurat și de el. Ferice de cei ce plâng! Ferice de cei ce plâng! Și Dumnezeu să ne dea lacrimi, Duhul Sfânt să ne cerceteze. Fraților, ne vorbește Domnul Iisus Hristos despre vremurile în care trăim. Ne vorbește Scriptura, ne-a vorbit prin proroci. Și mulți dintre noi stăm nepăsători. Credem că vremurile acestea nu vor veni niciodată peste noi. Dar iată, ne trăim în ele și suntem în ele. Doresc ca Duhul Sfânt să ne umple de bucuria mântuirii. Doresc ca Duhul Sfânt să cerceteze întreaga biserică și locul acesta să fie umplut de slava lui Dumnezeu. Doresc ca Duhul Sfânt să rămână peste noi, Cel ce ne călăuzește în tot adevărul. Așa spune Domnul: eu mă duc, dacă nu mă duc, nu va veni Duhul Sfânt, adică Duhul care vă va călăuzi în tot adevărul de acum și până la sfârșitul veacului. Cu toți cunoaște și cu toți cunoaștem ce înseamnă definiția cuvântului călăuză. Ce face o călăuză? Merge înaintea ta. Haideți să ne cercetăm să vedem dacă în adevăr în noi mai este Duhul lui Dumnezeu. Să știi că dacă două cuvinte într-o limbă le rostești, nu înseamnă că Duhul Sfânt este cu tine. Au rămas implementate poate în mintea ta și tu ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu mai vezi frații cum îi vedeai? Nu mai slujești cum slujeai? Nu te mai rogi cum te rugai? Nu mai plângi înaintea Domnului cum plângeai? Haide să ne cercetăm. Și dacă Duhul Sfânt este călăuza ta, El trebuie să meargă înainte, iar tu în urma Lui. Să nu o luăm înaintea lui Dumnezeu. Să nu o luăm înaintea Duhului Sfânt. Aici este verificarea noastră. Duhul Sfânt vă va călăuzi, călăuza cunoaște drumul, călăuza cunoaște locurile, călăuza cunoaște izvoarele de apă vie, călăuza cunoaște locurile prin care ai o trecere ușoară. De aceea, El trebuie să ne călăuzească în tot adevărul și noi să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Fiți plini de Duh, asta este dorința Domnului și cuvântul pentru noi. Să plângem, dar să plângem potrivit cu Scriptura. Să cerem și să cerem potrivit cu Scriptura. Să credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Pentru că toate vor trece, fraților, indiferent cât de tare ai casa zidită și pe ce temelie, cât de tare este armătura de fier beton pe care ai pus-o în ea, cât de tare este pământul și stabil pe care ai așezat-o, există o zi când cerurile și pământul va arde cu trosnete mari și nimic nu va rămâne. Spune că stelele se vor topi de arșița arzătoare și de focul acela. Fraților, cum stăm înaintea lui Dumnezeu? Să ne facem o cercetare fiecare în dreptul lui. Nu să cercetăm nici pe fratele și nici pe sora. Fiecare să judece în porțile și în curțile casei lui. Și dacă vei face lucrul acesta, Dumnezeu care este credincios, prin Duhul Sfânt te va lumina și îți va spune ce are împotriva ta. Toți suntem oameni și greșim. Și greșim în multe feluri. Greșim în vorbire, în privire, în judecată, în cântărire.
dar haideți să ne recunoaștem și să-L mărturisim pe El ca Domn, Stăpân și Mântuitor în viețile noastre. Și făcând lucrul acesta, Dumnezeu nu ne va lăsa de rușine. Căutându-L pe Domnul, vei avea pâine și vei avea pâine din belșug. Eu am trăit multe experiențe și experiențe minunate cu Domnul și am să mai împărtășesc cu dumneavoastră și în zilele care vor urma, dacă Dumnezeu ne va ține în picioare și ne va ține în mâna Lui binecuvântată. Prin harul lui Dumnezeu am avut parte și această minunată parte de părtășie cu mulți frați și în multe locuri. Și am văzut obiceiuri și obiceiuri. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Haideți să rămânem în tovărășie cu Iisus Hristos Domnul, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și să rămânem în mâna Lui. Și astfel vor fi obiceiuri bune pe care le vom avea în mijlocul nostru. Doresc pentru biserica din loc o ungere deosebită din partea lui Dumnezeu. Doresc pentru biserica din loc o creștere spirituală a vaselor de lucru, o desăvârșire a lucrării și o claritate a cuvântului care coboară din Hristos. Mă bucur că în mijlocul noastră sunt oameni pe turn care stau și veghează. Mă bucur că în mijlocul noastră sunt rugăciuni lungi. Mă bucur că în mijlocul noastră este dorința de părtășie împreună frații și împreună cu Iisus Hristos Domnul. Și vă doresc să rămâneți în această dragoste și să-L căutați, să sporiți lucrul în care Dumnezeu ni l-a îngăduit să-l facem pentru o vreme. De aceea, când Ezechiel este dus în valea aceea cu oase, Dumnezeu îi spune, pentru că tu ești proroc, prorocește. Și Dumnezeu îi pune lui o întrebare, oare oasele acestea vor putea învia? Și ne punem întrebarea aceasta în casele noastre, oare oasele acestea vor putea învia? Arată cuvântul lui Dumnezeu încă o situație, o femeie care era văduvă și își ducea unicul copil la groapă, văduva din Nain. Așa știm să facem noi, să ne ducem morții la groapă. Dacă omul a căzut, nu te mai duci de el să-l ridici și să-i spui că Iisus Hristos îl iubește. Te duci să-l îngropi. Așa a făcut mama aceasta și a dus copilul la groapă, că asta știm să facem noi. Dacă fratele tău, dacă sora ta a păcătuit, îl duci la groapă, îl duci la moarte și spui, nu mai are șanse. Haide să-l ducem la Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cortegiul acela s-a intersectat cu viața, cu Iisus Hristos Domnul. Domnul s-a atins de racla aceea și tinerelul acela a înviat. Noi ne ducem morții la groapă. Haide să-i ducem la Iisus Hristos. Haide să ne ducem prietenii la Iisus Hristos. Haide să ne ducem vecinii la Iisus Hristos și să nu-i judecăm noi. Moartea și viața este în mâna lui Dumnezeu. Noi să-i ducem la Cel ce este izvorul apelor vii, la Cel ce este viața, la Iisus Hristos Domnul. Noi ducem morții și îi îngropăm. Haide să-i ducem la Hristos și El să hotărască ce va face cu fiecare dintre noi. Cu aceste gânduri, doresc ca ungerea Duhului Sfânt să rămână peste noi și peste casele noastre. Dacă în casa dumneavoastră este nevoie de ridicare, Domnul să ridice cu mână tare că El poate. Dacă aveți nevoie de vindecare, balsamul celui ce vindecă să se lase și să coboare peste casele noastre. Dacă este nevoie de iertare, sângele Lui să acopere orice păcat și nelegiuirea să fie îndepărtată și Domnul să ierte. Dacă este nevoie de eliberare, Domnul să rupă legăturile întunericului și să elibereze, căci toată puterea i-a fost dată lui sus în ceruri și jos pe pământ. Dacă este nevoie de mântuire, Iisus Hristos să scrie nume în cartea vieții și numele Lui să fie proslăvit, căci El are mântuirea în mână. Amin.